Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Atunci când le-a povestit urmăritorilor despre problema medicală, Ileana Sterp le-a mai spus acestora că a mers la 3 medici, iar specialiștii i-au dat câte un tratament diferit, însă niciunul nu a avut rezultate, pleoapa mea arată tot mai rău. Din păcate, nici tratamentul doamnei doctor de la Cluj nu a dat randament. Astăzi o să încep cu altceva, însă am fost la 3 medici și am folosit 3 tratamente diferite, dar fără succes, a scris Ileana, aceasta a venit cu o rugăminte pentru fani. Legată de problema cu care se confruntă, pentru cei care sunteți noi și nu știți despre problema mea de la ochi, pleoapă mai exact. Este ceva ce nici eu nu știu ce e, nici doctorii. Ieri îi spuneam Getei că m-aș duce oriunde, oricât de departe ca să mi se depisteze problema. Trebuie să mă interesez foarte bine de un doctor dermatolog bun. A scris Ileana. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.